Mulțumesc, ai murit, din păcate. Salut, oameni buni, și bine ați venit la un nou episod de Overwatch, unde să deschidem 6 cutiuțe, pentru că le-am făcut de la acest, cum se numește, mă, arcade, weekly rewards, da. Și am mai făcut eu 3 din meciuri, you know, din rank up, you know, da, da, v-ați prins. Bun, hai să vedem ce pică. Poate ne pică și noi o legendară. Apropo, mi se pare că săptămâna asta sau curând, nu mai știu sigur, o să se bage noi skin-uri pe Overwatch. Am înțeles că o să se bage unul foarte șmecher pe Genji, că abia aștept să-l iau din cutii. Bun, avem o epică. Opa! Bănuți! Avem pe Brigitte mâncăcioasa și un gen, cred, portocaliu, da, foarte nașpa. Și un... take a... chiar voiam chestia asta. Dar nu știu ce să scot. Rocket, las pe ăsta cu chitara, mamă, e șmecher. Dar nu știu ce să scot de aici, chiar nu știu, uite, scop ăsta, hai. Bun. Am primit o epică șmecheră pe Fara, very nice. Hai să vedem, încă cu timp să mai avem 5 legendară. A picat o la e. Numai urățenia asta e pe Mercy. Yay! N-am primit legendară, yay! Hai de capul meu. Bun, hai, legendară! Epică! Roadhog! Stai așa un pic, că încă îmi place skin-ul ăsta pe Roadhog. E o epică de-aia, în adevăratul sens al cuvântului, jegoasă. Da. Și nu mă înțelegeți greșit, chiar e jegos acest Roadhog, după cum vedeți. Are, zici că tocmai a ieșit din blaștină, după cum vedeți. Da, e o epică destul de faină asta, dar... de ce aș folosi eu când am skin-uri legendare de 100 de milioane de ori mai șmechere decât skin-ul ăsta? Așa. Hai, legendară. Epică. Bă, dar nu mai epic ce primesc. Bani, foarte bine banii. Banii să strâng acolo ca să cumpăr skin, ca să cumpăr eu skin-uri șmechere, știi? Hack the planet. Yes. Hai să hack the planet. Așa, hack the planet. Doamne, bă, deci, parcă zici o poveste în pana mea. Bă, bune. Flow like water? Hai așa. Deci parcă zici o poveste cât de misterios sună. Are o voce senzațională, acest Hanzo, da. Respect tipului care i-a făcut vocea, nu? Bine, e un om normal, adică e un om real. E o voce reală, gen. Nu mai știu cum cheamă pe tipul ăla, I don't know. Chestii nașpa. Bă, dar șpriul ăsta e șmecher, ia stai. Hai să-l punem aici, că e șmecher șpriul ăsta. Și mai mulți bănuți, very nice. Câte cutiuțe mai avem? Una. Bă, din ultima cutie, doamne, e ultima cutie, dăm o legendară, dea Dumnezeu sănătate. Ok. Se dea lui Dumnezeu sănătate. Se dea sănătate lui Dumnezeu, cum sună asta, what the fuck. Mecha. What? Mobile Exo Force to the Korean Army. Ce auzi? Lol, cum sună asta? Korean Army, deci... E o tipă din Corea, nu din Japonia, cum am zis eu. Da. Bun, păi să trecem și noi la un match. Iar jucăm pe harta asta șmecheră? Hollywood, prepare to attack. Știți schema noastră, oameni buni? Diva 1! Cu ce ne jucăm aici? Versus niște prăduitori. Am intrat iar în gold, oameni buni, da, știu. Bine, platinum, dar eu de fapt sunt în gold, stați liniștiți. Pentru că, na, ultimele două meciuri ale mele au fost groasnice în adevăratul sens al cuvântului. Hai să ne punem un skin mai șmecher pe Diva. Uite asta e mai șmecher. Nu mai stăm cu Diva polițista, mai jucăm și noi, mai schimbăm atmosfera pe aici. Atmosfera cu skin-uri, what? Wow, ok. Cum am spus, ultimele două meciuri au fost groaznice, le-am pierdut pe amândouă și am intrat iar în gold. Pentru că am prins niște echipe în care toată lumea a jucat DPS. Numai eu eram singur un tank, scuză-mă, nu toată lumea, mai eram eu tank și un healer, you know? Și ce crezi, DPS-urile alea nu făceau absolut nimic, își luau counter... Își luau counter de la absolut toată lumea. Până și de la, nu știu, era gen
cum ar fi Mercy versus Monkey. Și cine crezi că moare? Monkey, da! Pentru că... era proastă, Monkey, you know? V-ați prins? Atât de proastă era echipa mea. Bun. Se spuneam că asta o să fie un match mai ok de atâta. Să sperăm. Probabil că nu o să fie. Dar și eu aici? Ai, că am ajuns aici, ok? Au, apucă domnul Doomfist să fugă. Stai niște, domnule Doomfist. Dă-mi și mie heal, bossule. Ok? Avem un Hanzo acolo, hai să-l rupem pe Hanzo. Ok, s-a ferit domnul Hanzo. Ok. Pa, diva. See ya later, diva. See ya later, Hanzo. Iată pe Hanzo ce spamează. Bun, ne-am băgat grav în ei. Very nice. Good game. Avem și un Hanzo care face treabă. Very nice. În sfârșit, am și o echipă mai de Doamne ajută, ca zic așa. Am încercat, you know? Chiar am încercat. Ok. Nu știu ce am făcut acolo, dar am făcut. Te iau și eu, Mercy. Poți să te omor? Mamă, deci mă dispera acel scut pe mine. Ok. 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 LOL. LOL. Da, bă, da, ce te miri. I-am luat eu pe aia care erau low. Ce să faci? Sunt hoțoman. Bravo, bravo. LOL. LOL. N-ai apucat, din păcate, enemy down. Ai face bine să... Ok, e mort. Bă, tu vezi că-i pun... No, he killed me, the wanker. Mercy, res me, man. Ok, mai bine măcar de aici. Sunt atât de tryhard. What the fuck? De mai tryhard n-am fost niciodată. Mulțumesc, ai murit, din păcate. A murit și ăsta. Bă, suntem... Îi umilim fraților, pe bune. Alright guys, we're gonna fucking snowball this, alright? E gen opusul meciurilor trecute, adică... Asta mi-am luat eu meciul trecut. Dar acum văd că și-a întors bunusul drăguțul capul. Holy shit! Mamă, bă, da, șmecher e domnul ăla. Da, da. Ok, și-a dat domnișoara Azaria ultimata, deci nu mai are ultimata. Reaper-ul nu a mai apucat să-și dea ultimata. Ăla, enemy. Eu nu mi-am încălcat un... Oh, cred că e gata. Patruplu kill. Keep swimming, what the way the wind swims. Ești prea funny, domnule. Mult prea funny pentru mine. Ok. Really. Bă, a fost o rundă foarte... foarte tristă pentru acești jucători. Pentru enemy, nu pentru noi, nu. Pentru ei. Oh. Dacă eram în echipa aia, dădeam rage. Bine, știu cum e să fii într-o astfel de echipă. Chiar acum, 10 minute am fost în o astfel de echipă.
Și m-am cam enervat și tocmai de aceea nu am să pun acele meciuri. Pentru că sunt enervante și frustrante și te fac să dau rage, să te superi pe un joc. Da, știu cum sună. Sună groasnic asta, da, da. Așa sunt eu, foarte competitiv. Și nu cred că sunt singurul care gândește așa, nu? We no need Torb. Bă, ce ai bă că Torbjörn e... E util, frate, n-ai ce zice, e util Torbjörn-ul. Mai ales că dă cu tureta aia, mamă, dă un... O liniuță de damage în pana mea. Bine, nu dă o liniuță, dar... Dă destul de mult. Hai să punem trap-ul nostru. Trap-ul nostru obișnuit aici și bombița tot aici. Și să facem schema noastră, adică așa. Mă, până unde se duce bombița aia? Ah, nu se duce prea mult. Dar până ajunge bombița acolo, sigur ajung și ei tot acolo. Deci ar putea să fie utilă chestia asta. Hai să vedem. Până... Deci ei probabil o să iasă pe acolo, dar nu știu. We don't need Macri. Da, nu avem nevoie de nimeni, nu? Numai tu ești ăla bun. Mazaroid. Mazaroid. Așa cheamă pe la Mazaroid. Bă, da, fix-o Farah, bă, fix-o Farah, you know? Deci din toți eroii numai Farah a luat, putea să ia. Tracer? Nu o să-i... A intrat Tracer, ești prost. Bravo, Reinhard! Omoară cineva pe Tracer, că eu vreau... Eu trebuie să țin aici, you know? A intrat Farah acolo, fuck. Wow. Ok, eu tot ca să fac același lucru. Pentru că merge. Opa, avem un Widowmaker. Se pare că nimeni n-are curaj să intre pe aici. Hei, n-ai voie. Oh my god, e o fară acolo. Oh my god, e și o Widow acolo. Cred că nu mai merge chestia cu... Da, nu mai merge. Oh, thank you! Ce ai, bă, băiatul, mă? Că dădea zeniata ăla. Ok, avem o Mercy aici. Ai luat țeapă. Bă, l-am luat pe Zeni. Da, degeaba l-am luat, you know? Holy shit, era și o Widow. Bă, ăștia țin spatele, ești prost la cap? Să țin unii pe alții. Bă, adevărat că eu sunt ăla prost că să bagă nei, știi? Adică eu eram acolo într-un punct... Mort, ce mort? Mort pentru mine, da. Nu, pentru ei, că ei, pur și simplu, ei... era free kill gen, știi? Nice Widow! Și eu n-am nimerit nimic, sărează în iată ala, zici că era iepure. Nice Widow, very nice kill. I love it! Ia uzi. Hai să urcăm sus. Eugene, ok, ok. I-am luat pe toți, ești prost la cap. N-ai voie. Trebuie să spamăm astea. Punem aici un trap, că sigur o să vină ăștia. Iată pe Widow, mă. Nu nimeresc ăsta, voi vedeți? Bă, dar mai dă-o dracu pe Widow asta. Holy shit, prost e zeniata ala, mă. Da, era prea spate. Oricum, Widow aia voia să mi-o dea din... You know, fly. E prea... Cum să zic? E Widow, e Battle Widow aia.
chiar are tupeu, știi? Dar și eu am tupeu. Pe ce, eu n-am tupeu? Nimerești eu ceva, bossule? Nu nimerești nimic, uite-te și tu. Ok, video aia mi-o dă grav de tot. Și nu mă mir de ce. Hai să iau pe video. Ok. Holy banana. Bă, da, nimic nu nimerezi, bă, ești prost la cap. Ok, am noroc că ăștia-s proști, pe bune. Nu știu, parcă nu mai am același talent cu... Oh, fuck. Ar face bine să-mi dai heal. No, nu mi-a dat nimeni heal. Bă, am luat-o pe Mercy. Dar pe restul nu i-am luat? Pare nu? Deci nu nimeresc pe nimeni, you know? Mai mori azi. Nu știu, poate nu mai avem acel reflex pe care l-aveam, acel... Ce reflex, frate? Acel... acel bulan. Nu reflex, bulan, frate. Oh, era și o tracer acolo în spate. Bă, dar toată lumea e aici, știi? În spatele meu, da? Oh, am prins pe ceva în trap. Dar n-am murit. N-am murit, din păcate. Oh, eu și râde. Funny, funny, very funny. Gen, cred că ăsta e foarte amuzant, da. E o widow acolo, sunt sigur. Deci nu poți să o nimerezi pe Mercy, ești prost? E atât de slăbănoagă așa, știi? Dar cred că pe nimeni nu poți să nimerezi că... A omorât-o? Cred că a murit toată lumea, a murit cine trebuie. Down. Ok, am dat și o ultimată ca lumea. 35-7, un scor corect. Elimination, you know, gold, pe Goldeanu. Play of the game nu se poate, pentru că au fost alții mai buni. Dar nu neapărat mai buni. Auzi, aici am făcut și eu 4 plus kill și puteam să-mi dea mie, de exemplu, dar nu, i-a dat lui, pentru că e atât de random jocul ăsta. Ok. Bun, a fost un meci. Uitați cât am pierdut, mai mult. Am pierdut 2 meciuri și am ajuns în 2463. Eram în 2493, parcă, te țin o minte. Am decăzut grav de tot. Dar asta este. Mulțumesc că m-ați uitat și o să ne vedem data viitoare cu un nou episod de Overwatch. La revedere!